În 30 de ani de la Revoluție, unde v-a prins Revoluția? Păi m-a prins în Spania. A, erați în Spania. Eram vedetă la televiziune, eu și cu Maricel, pentru că familiile noastre erau în România. Toată lumea era nebunită. Ce face familia voastră? Ce fac familiile? Cum e? Ați vorbit cu ei? Da, domne, am vorbit, sunt ok. Că, vă dați seama, în Spania, când se vedea la televizor împușcături, morți și fel și fel de imagini de-astea ciudate, s-au speriat și ei. După ce a trecut așa, nu știu, două, trei săptămâni, am adus și eu și familia, am adus-o acasă. Am mai auzit o variantă pe care, dacă vreți să o confirmați sau să o infirmați, că bietul Florică Murariu, da, Dumnezeu să-l ierte, a murit îmbrăcat cu o geacă pe care o avea de la... Exact. Cum a fost? Ia ziceți-mi. Asta a fost, pe cuvânt de onoare, a fost o chestie incredibilă. De. Eu zic, hai să-l sun pe Florică. Nu, pe Cezar Drăgăniță. Zic, hai mă să-l sun pe Cezar. Îi spun nevastea să-l sun pe Cezar, să văd ce mai e pe acasă. Ce mai e pe acasă. Și avea un număr de telefon 6878, o chestie genul ăsta, și Florică avea asemănător, dar și în loc să-l sun pe Drăgăniță, îl sun pe Florică. Și îmi răspunde fratele lui Florică Murariu. Ce faci, Vasile? Bă, zic, scuze-mă că am sunat, dar de ce răspunzi tu? De ce răspunde Florică? Păi nu știi? Ce să știu? Păi ce, Florică a murit. Eu cu Florică Murariu eram ca și frați. Eu stăteam la etajul 3, Florică stătea la etajul 3, într-un bloc de garsoniere. Când am venit la Steaua în primul an, stăteam la cămin, la plevne, într-o cameră de 6 paturi. Stăteam eu, Florică Murariu și Marin Ionescu, fostul mare iubit. A fost o lovitură și pentru mine și pentru nevastă mea, pentru că Florică tot timpul era la noi, mânca la noi. Și atunci, apropo de geaca aceea, m-am dus în Turcia și am cumpărat niște geci de astea de blugi. Și am cumpărat și lui una, exact la fel ca a mea. Și era fermoar și cu niște capse. Și ce am înțeles de la persoana care a fost cu el, l-a sunat cineva din bloc și a zis, Florică, vină acasă că s-au tras ăștia și s-au spart țevile. Sau o chestie de genul ăsta. Și el, în loc să stea acolo, a venit pe jos și l-a oprit la vreo câteva baraje de astea soldații. Și la ultimul baraj s-a supărat și tot mai mă opriți, mă, uite că n-am nimic. Și când s-a dat jos geaca, capsele l-au pognit. Și un soldat neinstruit s-a speriat și când s-a speriat a apăsat pe trăgaș și l-a împușcat exact în ficat. A, de fapt, săracul l-a omorât fără intenție. Fără intenție. A fost un accident de ăsta, lipsa de vă dați seama, soldați de aia care habar n-au stat prima dată cu pușca în mână, s-a speriat și soldatul și l-a împușcat pe Florică. Aia a fost o tragedie mare de tot.